sumar așa, arbitrul evident că i-a prelucrat pe cei doi la vestiare. Start așa, da? Lovitură cam joasă de picior pentru Petruț. Gabriel, I have to stop you just a little bit because as I said it's fresh blood. Sunt la început de drum, de aceea trebuie să avem răbdare cu ei. Good low pentru kicks, că good hooks, probabil vom vedea și multe stângăcii, dar iată pe cei doi ridicându-se într-o luptă cu foarte multe lovituri. 1, 2, 3 acolo pentru Jurj, care dă drum și la două lovituri joase de picior. Wow, wow. Our first task in this year is to search for these young guys. În creștetul capului, apoi o lovitură cu piciorul de întâmpinare, piciorul de dreapta, ratat de Petruț. Even if he's going backwards, he's still controlling the fight. Control din Baia Mare face pasul înainte. Iată, aproape orice atac începe cu o lovitură joasă de picior. Și acum la fel. Really, really hurts. Un pic mai activ deocamdată Jurj. Care ratează croșeul de dreapta și el, o lovitură altfel foarte periculoasă, dreaptă bună pentru Petruț. Un 2 bun, Băimăreanul lovește puternic cu dreapta și încearcă din nou lovitura, intrând în prima lovitură cu brațul de piatră și acum dreaptă bună, își înghesuie puțin adversarul în gol, Jurj încearcă să dea și el numărul lovitorii. Serie bună pentru Băimărean. Lovitură de genunchi și încă o dreaptă. Încetul cu încetul, ținta este atinsă. Jurj este în dificultate și încearcă să intre într-o defensivă activă. Petruț are încredere. A fost ceva mai lent în startul meciului, dar a dat drumul după aceea. Încă o dreaptă bună, Jurj încearcă croșeul. O luptă interesantă cu doi băieți tineri care promit. E încă o dreaptă, excelentă, dreapta e principală, dar și lovitura asta de genunchi, pe care Petruț încearcă să o aplice. Incredible hook, overhand right. Wow. Încearcă și Jurj de dreapta și apoi lovitura de picior. Un pic cam joasă poziția acolo pentru Petruț, care intră cam cu capul în adversar. Oi, good reaction from Jurj. But please explain, how can you punch so hard when you're stepping back? Gara se dispută aproape de granița României, la Artan, într-o seară de sport din localitatea, dar frumos amenajată până la urmă, pentru a se putea juca în aceste condiții. Just the body position. The biomechanics of the punch is still forward, even the back leg goes back, so... Do you think his opponent will get tired? Petruț își pregătește seria de final. Lovitură de picior și încă un genunchi bine aplicat acolo. Jurj pare a suferi, iată, apărându-se aici cu dificultate. Pentru că vorbim de o lovitură joasă, cred, normal, dacă nu e lovitură joasă, ar fi trebuit numărat Jurj. Ok? Merge. Timp. Atenție. Trece din nou la luptă. Puține secunde înainte de finalul acestei runde. Începută agresiv de Jurj, dar terminată în corzi de acesta. Iată din nou, Petruț își domină adversarul. În ciuda acestui croșeu de dreapta care intră frumos, o lovitură din întoarcere aruncată un pic după comanda stop, dar involuntară, apreciez eu. Pentru că nu sunt decât foarte puțini spectatori acolo, cei implicați direct în desfășurarea galei, auzim foarte clar toate comenzile arbitrului din ring și modul în care începe fiecare luptă cu atenționarea tuturor arbitrilor care puntează. Petruț a prins curaj acolo. Bun aceste blocaje. Because otherwise
The oxygen level would go low. Tu insistă și fixează adversarul în colț. Poate stă cam mult în fața acestuia. Fără să lovească, iată, și riscă. Oh! Aruncă lovitura asta mult de două. I think they both want to win. Îți iau punct, da? Genunchiul mai sus. El este avertizat pentru lovitură joasă de genunchi. Așa că trebuie să-și regândească puțin ofensiva. Yeah, but if you ask me, he's keep pushing. Yeah, that's true. That is true. Stă bine blocat Petruț acolo. Dar iată o lovitură înaltă de picior care l-a cam surprins. Să spunem că aceste lovituri sunt dure dacă le ieși în blocaj. George prinde curaj. Să vedem dacă va reuși să continue, pentru că iată, cel care forțează este Petruț, din nou directă. Vin și repicile lui George, din colț de acolo, dă drumul la croșe, dă drumul la ceva lovituri. Are un croșet de dreapta bun, care pe stânga lui Petruț creează probleme. Important de care dintre cei doi va sta mai bine și fizic. Pentru că iată, am uitat în a doua parte a luptei. Dacă ne aducem aminte și în prima repriză, lucrurile s-au schimbat radical pe finalul reprizei. Ia să vedem dacă acum Petruț va fi la fel de insistent. In 2 weeks we made it from ground zero to hero. Yes, it was actually a miracle. Bună dreaptă. Corșeu de stânga, o schivă din corzi, apoi un Petruț pleacă, dar nu găsește adversarul, nu găsește țintă. It's not only the COVID, it's also the wind. Dar asta Petruț rezolvă multe lucruri, chiar dacă uneori e prin gardă, direct a rezolvat destul de multe, iată și acum, creează probleme, uppercut direct. Din nou și red corner is going forward all the time. Un monstru și pentru George. Iată, însă croșeu de dreapta, recepționat de George, care are probleme. Este blocat acolo, dar trebuie să iasă într-un fel. Altfel, să spune că e bine pătătorit de adversarul său în astfel de momente. So that's why he doesn't deliver as much explosion as he wants to, but he's a very, very strong young kid. And he's unbelievably good for a lot of shots. Yes. Lipsiți de forță pe acest final de runda a doua. Mai echilibrată runda asta decât prima, deși cel care pare a pune mai multă forță și mai multă claritate a loviturii este tot Băimărea. Arbitru, merge pe ultima repriză aici. Cei doi merită felicitări până acum, au pus mult suflet și luptă cu ardoare, aș putea spune. Whoever wants the most victory is going to show it into this round. Yes. O dreaptă, o stângă, mă scuzați, de întâmpinare, aruncată de George. If you don't put your effort in the last round and show to the judges that you really want it, then sometimes you might lose a fight. So let's see what George is gonna do. Croșeu de dreapta, un pic cam larg. Petruț a avut timp să vadă această lovitură. What I see from și se facă jumătate de pas înapoi. Din nou în colțul ringului acolo, George. Parcă e prea ușor împins în această zonă. Sigur că te poți apăra excelent de și de acolo. Dar... That is true. Stop! Yeah, big clinch, long clinch. Luptă! Și e prima dată când se întâmplă asta. Petruț, cred că e a treia oară când lovește de post-op. Chiar la una dintre intervențiile sale, lucrurile nu au fost deloc de regulă, pentru că trecuse destul de multe secunde, trecuse de la comanda arbitrului. Iată, iarăși o dreaptă care l-aruncă, practic, pe George, dincolo de corze. Acesta se reechilibrează.
își trage și sufletul pentru că e greu în această ultimă repriză. Într-o discuție cu directorul turneului, el mi-a povestit despre modul în care mulți luptători s-au accidentat, au început pregătirea, dar pauza asta lungă a cauzat accidentări. Cel puțin 5 sportivi s-au pierdut în ultimele 2 săptămâni, în afară de unul dintre ei care s-a retras pentru că prietena lui s-a îmbolnăvit de COVID și a trebuit să se retragă și el, evident. Alți 5 s-au retras numai din cauza unor accidentări. Dreaptă bună aruncată, neatenția lui Jurș, care a lăsat brațele jos după acea lovitură spectaculoasă de picior. Uppercut de dreapta vine destul de bine și directa punctează mai mereu. Aici o lovitură bună la ficat, atenție! A prins stânga aceea perfect, Jurș încearcă să forțeze, ar mai avea un minut să lămurească lucrurile într-o dispută ce a crescut în echilibru, aș spune eu. Iată, lovitură înaltă de picior. De multe ori, Petruț pierde din înălțime, lăsând capul mult prea jos și devenind o țintă ușoară pentru Jurș, care devine frumos pe această ultimă repriză. Uppercut de dreapta. Dreapta însă își face treaba pentru Petruț, însă frumoasă rezistența lui Jurș, care mai mult decât atât dă drumul la lovituri bune. Excelentă lovitură înaltă de picior. Numai că el, aș spune că nu știe să tragă foloasele după aceste lovituri care intră atât de bine. El pleacă de lângă adversari și acesta îl urmărește și la rândul său lovește. Frumoasă eschiva asta din corp, din trunchi. Pumnul, ați văzut ce bine, s-a văzut cum a trecut pe lângă capul lui Jurș. E, aici n-a nimerit ținta, pentru să încearcă să forțeze. În opinia mea, o decizie interesantă cu Jurș, care câștigă clar această repriză. Atenție! Probleme pentru Petruț, care termină tremurând meciul. O primă repriză câștigată de cel pe care îl vedem. Arbitru, timp, luptă! Start așadar în runda decisivă. Cine o va câștiga, cine va impresiona aici și dreaptă bună pentru Jurș, care pleacă ca din pușcă. Pentru a rezolva meciul, Jurș trebuie să fie un pic activ și trebuie să evite dreapta adversarului, pe care iată, Petruș o pregătește aici, un pic cam mult. Dă drumul la niște lovituri de picior joase, un pic cu brațul din față, dar el vrea dreapta să o arunce, vine dreapta însă și iată un uppercut de stânga, bine aruncat la ficat pentru Jurș, care e mai clar și pare mai proaspăt. Bună dreapta iarăși de întâmpinare și încearcă croșeul în garda adversarului. Petruț își pregătește prea mult atacul, nu știu dacă și-l pregătește prea mult sau practic nu mai poate să dea drumul la brațe atât de mult. E foarte greu, cei doi sunt la început de drum și iată, deja o rundă decisivă. Jurș pare mai proaspăt. Iată însă o stângă bună aruncată de Petruț, să vedem dacă va schimba ceva din ecuația problemei. Iată un 2-3 și Jurș lovește în continuare la ficat, simțind că acolo, oh, bună stângă aruncată de Petruț. Jurș simte că își protejează mult ficatul cu cotul drept acolo, adversarul, simte că loviturile l-au cam durut. Stângă, un 2 și încă o dată stângă, ce intră cam ușor prin garda lui Jurș. În sfârșit o dreaptă, dar aruncată la corp. Lovitură din întoarcere, bine blocată cu dreapta, dar
Se pare că sunt ceva probleme, Jurj încearcă să fie mai activ. Până acum el e mai activ, dar contează enorm ce se întâmplă pe ultimele secunde ale acestei lupte. Un pic fără placă cei doi. Are însă timp de o dreaptă și de o serie lungă. Și adversarul în primire, practic pe ultimul minut vor să dea totul. Atenție, mai sunt secunde bune. În continuare rămân la ideea că Petruț are probleme fizice mari. Jurj încearcă și reușește multe lovituri. Petruț vine cu capul înainte, mereu aproape de adversar. Poziție periculoasă. Da, bună, croșeul de dreapta, excelent, a plecat acolo pe viteză, un pic de explozie pe lovitură. Încearcă o serie cu lovituri la cap și cred eu că dacă nu se va întâmpla ceva extraordinar pe finalul meciului, Jurj își acumulează punctele necesare victoriei. Bună serie! Bună serie! Jurj ia puțină distanță față de adversar, simte că a câștigat meciul și dar dreapta asta intră perfect. Finalul bun din repriza a treia a dus către o repriza a patra dominată de pugilistul cu mănuși albastre. În opinia mea e o decizie clară acum. Octavian Tavi Jurj. Nicio problemă, este decizia corectă acum. Jurj câștigă și noi trecem spre publicitate.